Lipsa agenților de poliție de la sate din județul Suceava nu este o noutate pentru nimeni. La mai puțin de un an de la decizia fostului guvern Boc de blocare a posturilor din administrație, poliția rurală are deja insuficiență de personal. În județul Suceava există 98 de secții rurale de poliție în care ar trebui angajați măcar câte 3 agenți de poliție. De asemenea, secțiile nu activează în totalitate cu până la 13 ofițeri și agenți cu atribuții privind coordonarea posturilor arondate și de cercetare penală a infracțiunilor. Șeful Inspectoratului de Poliție, Marcian Colman, este optimist că situația se va schimba până la finalul anului, sperând în încadrarea a încă 50 de noi agenți. Avem probleme de personal care se vor rezolva în luna decembrie. Odată cu ieșirea promoției de agenți de poliție, eu am obținut 50 de funcții, celelalte județe au obținut 7-8, eu am luat cel mai mulți, pentru că vreau să acopăr toate posturile poliției să aibă minim 3 oameni, unde se impune sunt și 4-5. Vom fi în permanență, păstrez toate efectivele. Sperăm noi că limităm puțin această activitate funcțională.